Așa cum s-a anunțat încă din vară, reprezentanții Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică din Drobeta, Turnul Severin, nu furnizează agent termic către asociațiile care registrează datorii la facturile de căldură. Numai puțin de 1 milion de lei s-a adunat până în momentul de față datorie la un număr de 13 asociații de locatari din Drobeta, Turnul Severin. Acesta este și motivul pentru care alți locatari care aparțin acestor asociații și care sunt cu facturile la zi nu au căldură în apartamente. La cele 13 asociații care nu au primit căldură, gradul de încasare la agentul termic este între 26 și 69%. În topul datornicilor este asociația de proprietari numărul 3 Crihala de pe strada Șincai, cu cea mai mare datorie de 219.000 de lei. Urmează asociația vecină numărul 37 de pe strada Crișan, cu o datorie de 141.000 de lei. Asociația de proprietari numărul 10 de pe strada Lion, cu o datorie de peste 122.000 de lei. Mai sunt și alte asociații cu datorii de 93.000 de lei, numărul 119, 83.000 de lei, numărul 106C, 76.000 de lei, 106B, unde gradul de încasare este foarte redus. Deci au fost purtate negocieri între conducerea SPAE și președinții și administratorii acestor asociații. Până nu vor fi achitate din datorii, nu va fi furnizat agent termic. Pe de altă parte, primăria a fost nevoită să facă un împrumut de 35 de milioane de lei de la trezoreria statului pentru a acorda o subvenție de 300 de lei populației, pentru că, în caz contrar, cetățenii ar fi fost obligați să plătească 592,12 lei pentru gigacalorie, după ce prețul acesteia s-a majorat cu 130 de lei. În timp ce populația va plăti 292,12 lei pe gigacalorie, agenții economici și instituțiile publice vor plăti prețul întreg de 592,12 lei.